Bună ziua, dragii mei prieteni! Mă bucur că vă reîntâlnesc la mulți ani pentru noul an care de-abia a început. Zilele acestea am privit cu nostalgie către anul care tocmai a trecut și am fost fericită că, așa cum vă spuneam, mi-am îndeplinit 150% din dorințele pe care le-am avut, lucru pe care vi l-aș dori și vouă, fiecăruia dintre voi. Apoi, mi-am îndreptat privirea către viitor, către anul acesta și toți anii care vor veni. Și am stat de vorbă cu mine însă și m-am întrebat. Bunul Dumnezeu și-a jertfit unicul său fiu pentru mine și pentru tine și pentru păcatele noastre ale tuturor. Eu, ce jertfă aș putea să fac la nivelul meu, astfel încât să fiu și eu de folos semenilor mei, să fac și eu un modest dar creației divine. Am fost hăruită de bunul Dumnezeu cu o groază de haruri și daruri, pentru care îi mulțumesc și sunt recunoscătoare permanent. M-am străduit să le mulțesc ani de zile și ani de zile am așteptat momentul în care să pot dărui și eu înapoi universului, oamenilor, creației în general. Și am ajuns la o concluzie pe care, cu mare bucurie, vreau să o împărtășesc cu voi. Voi știți că de ceva timp mi-am creat un canal YouTube, Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici. Și am spus că nu este suficient, că ar fi bine să fac un site cu acest subiect al Neluței Bunicuței. Și pentru că acest site trebuia lansat cu un dar de iubire pentru voi, pentru adulți de data aceasta, cu preponderență, m-am gândit ce dar, ce jertfă să aduc eu omenirii pentru bucuria de a fi putut să fac acest lucru, pentru bucuria de a fi hăruită cu o voce puțin altfel, pentru bucuria că Dumnezeu îmi dă puterea să fac lucruri care până acum, ceva timp, mi se părea o utopie și totuși le fac. Și am spus că cel mai frumos dar pe care pot să vi-l fac și care pentru mine reprezintă un fel de copil al meu, primul meu copil literar, care este reprezentat de cartea mea, Infor energetica din suflet pentru suflete, cum să-ți vindeci trupul, emoțiile și relațiile. Și pentru că anul trecut, când am tipărit această carte, am scris și am tipărit această carte, am decis să fac și partea înregistrată a acestei cărți, partea audio. Am decis acum, la început de an, să fac acest dar de iubire tuturor celor cărora le face plăcere să cunoască și opinia mea în legătură cu multe din enigmele vieții și ale oamenilor. În acest sens am hotărât ca o dată pe lună să postez pe site-ul meu o poveste din cartea mea. Respectiv să iau cartea de la începutul începutului și așa cum este ea scrisă, să postez lună de lună părți din toată această carte. Să vă dăruiesc spre folosul vostru, să vă dăruiesc spre înțelepțirea voastră, să vă dăruiesc pentru sufletele voastre frumoase și minunate. Și să vă rog din toată ființa mea
să o ascultați cu mare atenție. Să încercați să înțelegeți. Să încercați să învățați din toate acele exemple. Să încercați să nu judecați. Și astfel să reușiți să iubiți necondiționat. Lucru care este atât de frumos, este atât de minunat, încât fiecare dintre noi merită să-l experimenteze. De aceea, dragilor, vă spun din toată inima, cu toată dragostea, la lansarea site-ului meu, Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici. Bine ați venit! Bine veți asculta, pentru că acest site va fi preponderent audio. Și am să vă rog să urmăriți pas cu pas toate postările pe care le voi face în el, toate evenimentele pe care le voi anunța prin acest site, astfel încât să ne bucurăm împreună de informație, de împărtășire, de dăruire, pentru ca fiecare dintre noi să devenim mai frumoși, mai buni, mai înțelepți. Să uităm să-i criticăm pe alții. Să uităm să fim zgârciți. Să uităm să fim indiferenți la suferințele semenilor noștri. Să reușim să căutăm înăuntrul nostru, acolo, în forul nostru interior, și să găsim diamantul din fiecare dintre noi. Pentru că vă garantez, chiar dacă n-ați observat încă, sunteți toți niște oameni minunați. Sunteți toți niște oameni speciali. Numai că nu prea ați avut timp să căutați înăuntrul vostru. Nu v-ați dat voie să vă regăsiți. Nu v-ați dat voie să vă cunoașteți. Când o veți face, veți fi uimiți. Ce veți găsi acolo? Acestea fiind zise, vă doresc să aveți un an plin de bucurii, plin de prosperitate, de realizarea tuturor celor pe care vi le doriți voi și familiile voastre. Vă doresc să ne bucurăm împreună la sfârșitul acestui an de multe, multe, multe realizări în toate domeniile vieții noastre. Încă o dată vă spun la mulți ani și audiție plăcută. Bine ați venit pe site-ul meu, Neluța Bunicuța. Vă sărut!